Mă numesc Norica Florin Prezecaru. Eu am 12 ani, sunt în clasa a 6-a și îmi place să mă joc. Alo! Da! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Să rămână! Ce faceți? Curățenie, da. Spalate, cu copiii, da, în școală. Foarte bine. Păi, am trecut pe la dumneavoastră să vă spunem de recuperarea lui Onorica. Noi am făcut o programare la Bacă, unde el o să meargă la un centru acolo și o să facă exercițiile alea de kinetoterapie. Chiar o să fie foarte bine. Stau o săptămână, două. Da, ți-ar plăcea? Da. Cum te mai simți, Onorica? Bine. Ești bine? Da? Nu. Și ceilalți copilași? Sunt Ziana, Sergiu la școală. Sunt Ziana! Ajunge jumătate. Ce faci, Sunt Ziana? Bună, sunt Ziana. Ce faci? Temele? Foarte bine, bravo. Păi cam asta era. Vrem să vă spunem de recuperare. Și da, dacă el mai face exercițiile... Le face, Teana, cu două săptămâni. Exercițiile recomandate de kinetoterapeut, le face, da? Și mai fac și eu, numai doamne, să mă ajung. Păi da, să mă ajutați mereu, că e nevoie să mă ajutați. Doar așa o să fie mai bine. Poate să fie și eu, Dumnezeu mare. Da. Bine, da. Mai trecem și mă anunțăm exact atunci când o să trebuiască să mergem. Bine, la revedere. Bine. Mulțumesc că ați venit la mine. Mulțumim mult de tot ce ne-ai. La revedere. Spor la treabă în continuare. Ne deschid ușa. Mulțumim. La revedere. Pa, pa, la revedere.